Mulțumesc foarte mult, bună ziua! Mulțumesc foarte mult reprezentanților presei că au dat curs invitației noastre la conferința de presă Banii noștri, orașul nostru. Dragii mei, nu odată am zis că puterea Chișinăului sunt oamenii. Oamenii, pentru că oamenii sunt cei care au grijă de Chișinăul nostru. Construiesc drumuri, repară poduri, ne oferă servicii calitative în transport, au grijă ca orașul nostru să fie curat. Dar tot oamenii sunt puterea Chișinăului pentru că oamenii plătesc taxe și impozite ca bugetul municipiului Chișinău, ca orașul nostru Chișinău să se poată dezvolta, să poată respira, să poată crea condiții mai bune în educație, condiții mai bune în sănătate, condiții mai bune pentru pietoni, condiții mai bune pentru șoferi. În 2019 am fost primul care l-am felicitat pe primarul general Ion Cevan atunci când a câștigat mandatul și am venit cu o listă de propuneri pentru primărie și pentru Consiliul Municipal ce are de făcut în următorii 4 ani. În 2019 Ion Cevan a câștigat primăria municipiului Chișinău promițând foarte multe lucruri frumoase pentru orașul nostru și pentru fiecare locuitor al municipiului Chișinău. În 4 ani de zile l-am invitat de nenumărate ori pe primarul general să vină în dezbatere. Să dezbatem concret problemele reale ale noastre, ale chișinăuienilor, ale orașului, ale municipiului, ale suburbiilor, problemele de la apă canal, problemele de la ideritate sau de la exdrupo sau autosalubritate. Nu am avut onoarea și consider o lașitate. Frica primarului de a ieși în dezbateri pe problemele reale, fără politică. Chișinăul, desigur că nu putem să zicem că nu s-a dezvoltat. Dar hai să vedem cum s-a dezvoltat și în ce direcție Chișinăul a prins culoare. 30 de miliarde de lei a fost bugetul municipiului Chișinău în 4 ani de zile. 30 de miliarde de lei. Pe borduri, trotuare, floricele și scoaruri. Dragii mei, ce ați face voi cu 30 de miliarde de lei, ceea ce constituie o sumă enormă pentru municipiul Chișinău, dacă să ne uităm la toate problemele care sunt în orașul nostru. 30 de miliarde de lei au fost pe mâinile lui Ion Ceban și nu este clar pe ce au fost cheltuite. Noi de nenumărate ori am solicitat să ne prezinte informația pe buget. Cum au cheltuit banii? Ne-au uns ochii cu un portal steril unde sunt raportați banii cheltuiți, dar nu este clar pe ce proiecte și cât s-a dus și cum a fost implementat. Dar haideți să vedem. 30 de miliarde de lei din taxele, impozitele plătite de agenții economici și din salariile noastre. Noi zilnic lucrăm ca Chișinăul să se dezvolte. Să mai adăugăm la este 30 de miliarde de lei, un miliard luat împrumuturi de la băncile comerciale din Republica Moldova. La 30 de miliarde de lei, hai să adăugăm un miliard datorie la termoelectrică, care se adună și se acumulează în fiecare an. Hai să mai adăugăm că s-a majorat transportul public de 3 ori, s-a introdus o nouă taxă de salubrizare, s-a majorat serviciul pentru deservirea lifturilor, s-a majorat tariful pentru evacuarea gunoiului, tot pe seama noastră. Ion face lucruri de mântuială în municipiul Chișinău. Dar nu s-a ajuns, nu a fost suficient. 30 de miliarde plus toate datoriile, s-a mai vândut terenuri. Și s-a bătut recordul în ultimii 4 ani la vânzarea terenului de către Primăria Municipiului Chișinău și Consiliul Municipal Chișinău. Haideți să vedem numai terenul de la Unic cât face. Asta este o rușine și o pată rușunoasă pe imaginea tuturor consilierilor municipali și a primăriei. Dar numai 6 hectare la Milescu Spătaru cât fac. Pentru că nu s-a ajuns. Trebuiau bani pentru borduri, trotuare și de uns ochii oamenilor. S-a vândut tot ce s-a putut vinde în municipiul Chișinău. Dacă împărțim cifra de 30 de miliarde de lei în 4 ani de zile, plus toate datoriile la băncile comerciale, plus toate tarifele care s-au majorat, are și 40.000 de lei pentru fiecare locuitor al municipiului Chișinău. Banii nu au fost administrați transparent. Și legea foarte clar îl obligă pe primarul general al municipiului Chișinău să iasă cu raport pe executarea bugetului. Și eu vă rog să mă verificați, să intrați voi pe pagina primăriei și să îmi spuneți dacă voi poate ați găsit rapoartele de executare a bugetului pe anul 2019, pe 2020, pe 2021, pe 2022. Nu veți găsi, dragii mei. Nu veți găsi pentru că e mai ușor să ieși și să zici că eu nu am de gât să fac rapoarte, pentru că oamenii și așa văd. Dar legea se încalcă. Și noi toți trebuie să fim conștienți că nu este posibil să administrezi orașul Chișinău
ca o moșie proprie și să zici că oamenii văd schimbare în Chișinău și eu nu am de gând să execut legea. Dar eu totuși vreau să văd cum, pe ce s-au cheltuit banii noștri a tuturor, 30 de miliarde de lei în 4 ani de zile. Eu vreau să văd pentru ce s-au luat credite scumpe la rata dobânzii de 23%. Eu vreau să văd, pentru că astea sunt banii noștri și noi zilnic muncim pentru ratingul politic a cuiva. Și noi merităm mai mult în Chișinău. Noi merităm oameni mai educați, oameni mai sănătoși, oameni care se poate să aibă o mobilitate urbană. Noi merităm lucrul ăsta. Pentru că 30 de miliarde de lei este o cifră foarte mare. În 2019, Ion Ceban promitea o serie de documente și sisteme strategice pentru Chișinău pe care nu le-a realizat. Nu s-a realizat planul de mobilitate urbană. Nu s-a realizat harta investițională a municipiului Chișinău. Nu s-a realizat conceptul de reabilitare a zonei istorice a orașului. Nici sistemul casa electronică. Vă aduceți cu toți aminte în primele zile câtă lauda a fost cu primărie din sticlă. Transparență, digitalizare, casa electronică. Păi toate au rămas doar pe hârtie și toate acțiunile primăriei au rămas din sticlă și se spulberă. Nu mai vorbesc de registrul electronic a parcurilor și a zonelor verzi, planul de dezvoltare instituțională a primăriei, sistemul de etichetare electronică. Toate au rămas doar promisiuni. Și astăzi ne se promite o creștere economică a municipiului Chișinău, când în 4 ani de zile o hartă investițională a municipiului Chișinău nu a fost în stare să o facă. Dar nu mai despre planul urbanistic general, câte promisiuni. Haideți să ne aducem aminte cu toții săriturile pe gard, sub gard, lângă gard, cu toată echipa PSRM, cu socialiștii în frunte, pe toate șantierele. Nici o construcție nu va fi permisă și autorizată în municipiul Chișinău până nu va fi elaborat planul urbanistic general. Companii din Rusia au fost, li s-a dat toată informația despre municipiul Chișinău, gratis trebuia să-l elaboreze. Până în ziua de astăzi, planul urbanistic general nu numai că nu este elaborat, el nici măcar revăzut n-a fost. Și eu mă tem că noi până vom elabora planul urbanistic general, noi vom rămâne fără terenuri. Fără terenuri în municipiul Chișinău. Și vom vrea să clărgim drumuri, vom vrea să extindem Chișinău în afara Chișinăului, spre suburbii, vom vrea să facem o centură, să o continuăm, dar nu vom avea teren. Vreau să mă refer un pic la creșterea economică în municipiul Chișinău, pentru că pe creșterea economică se bazează și creșterea socială și bunăstarea oamenilor. Fără o creștere economică în municipiul Chișinău, nu putem să ajutăm la nesfârșit oamenii care au nevoie de ajutor în municipiul Chișinău. Am spus în numărate rânduri, Chișinău este motorul economic al țării. Peste 65% de afaceri sunt create și activează în municipiul Chișinău. 72% din vânzări pe țară sunt aici, în municipiul Chișinău. Dezvoltarea economică a municipiului Chișinău și a întregii țări trebuie să fie generată de companii noi, de creativitate, de investiții, de crearea de locuri de muncă și de hub-uri. Voi în 4 ani ați văzut așa ceva în municipiul Chișinău? Și eu încă o dată am să mă întorc ca să fie foarte clar. Bugetul nostru de 30 de miliarde în 4 ani de zile, plus toate împrumuturile care le avem la băncile comerciale și băncile străine, plus majorările de tarife care au fost, toate au fost făcute doar pentru că nu am avut o creștere economică în municipiul Chișinău și venituri în bugetul municipal nu erau suficiente. Și când s-a văzut că nu sunt suficiente venituri în bugetul municipal, ce a hotărât să facă Ion Ceban și echipa? Să vândă teren municipal. Înțelegeți? Deci asta este tragedia noastră. Că noi avem un buget, îl gestionăm prost, facem politică, boim buzele la un cadavru, împrumutăm bani, majorăm tarife pe seama oamenilor și vindem și teren. Pentru că nouă ne trebuie rating în sondaje. Cum poți să ajungi, după 4 ani de zile, să falimentezi apă canal? Întreprindere care trebuie să fie cea mai profitabilă societate pe acțiune în municipiul Chișinău. Cum în 2019, eu, Ruslan Codreanu, am reușit autosalubritatea să aibă venituri cu 25% mai mari. Și acum autosalubritatea merge în minus. De ce nu s-a mers pe comasarea regiei transport electric și parcul urban de autobuze? Două întreprinderi care prestează același serviciu public de transport de călători. Oare după pandemie, oare după criza energetică, după războiul în Ucraina, nu trebuie să vii cu niște măsuri de eficientizare și prioritizare a cheltuielilor? Oare primăria nu trebuia să fie un model de administrare
și să vină să zică un mesaj către toți agenții economici și investitori în municipiul Chișinău. Noi începem de la noi. Eu eficientizez întreprinderile, eu dau afară șefii de întreprinderi care sunt pe minus, nu poate un șef de întreprindere să aibă 80.000 de lei salariu când întreprinderea este pe minus. Eu încep de la mine. Ce a făcut Ion Ceban? În 4 ani de zile, primăria s-a precopsit cu încă în plus 168 de angajați. Ce exemplu dăm noi la agenții economici care au dispărut, repet, după pandemie, după criza energetică, după război? Noi am îmbogățit pe cei bogați și i-am sărăcit și am distrus pe cei mici și mijlocii. Cu gheretele. S-au dat loc de vânzare pe gherete, iarăși, pentru că nu sunt venituri la buget. Cui s-au dat loc de gherete? Cu 5 milioane de lei, 15 milioane de lei, 10 milioane de lei, arenda unui spațiu pentru gheretă. Cine din cei mici și mijlocii și-ar fi permis așa ceva? Pe cine i-am îmbogățit noi în aceștia 4 ani de zile? Tot pe cei care au făcut business cu gherete de ani de zile, de 20 de ani de zile în municipiul Chișinău? Ceilalți s-au închis și au dispărut? Dar banii din licitații pentru arenda locului pentru gheretă unde sunt? Pentru că este cunoscut faptul că se discută cu agenții economici să achite în tranșe. Dar asta conform cărei legi se achită în tranșă pentru licitația, pentru arenda spațiului de gheretă. Niciodată municipiul Chișinău nu a avut un deficit bugetar de peste 1 miliard de lei. Niciodată. Și eu, ca să fiu clar, toate promisiunile electorale lui Ion Ceban trebuia acoperite cu buget. Și pentru că nu erau venituri suficiente la buget, s-a mers pe deficit de 1 miliard 300 de lei. Adică în minus. Bani care nu sunt. Și asta este un deficit istoric. Și degeaba se face politică și se strigă și se arată cu degetul la incompetenții de la guvern, pentru că și acolo și acolo stau incompetenți. A crescut deficitul la nivel de țară, Ion Ceban fix același lucru îl face, crește deficitul la nivel de municipiu. Pe seama noastră a tuturor. Nu putem să vorbim despre o creștere economică și o dezvoltare a municipiului Chișinău dacă nu vorbim de infrastructură. Și aici am să pun un accent deosebit. Noi cu toții înțelegem că investitorul are nevoie de, pe lângă facilitățile pe care le poate oferi primăria, infrastructură de canalizare, de apeduct, el are nevoie și de infrastructură de drumuri. El are nevoie de drum ca să nu piardă timp în trafic, în ambuteiaje, pentru că asta pentru el costuri enorme. Ce a făcut primăria municipiului Chișinău în 4 ani de zile pe punctul de infrastructură? Pentru că, repet, fără infrastructură nu poți crea locuri de muncă. Fără infrastructură nu ai investiții. Fără investiții nu ai creativitate și nu ai dezvoltare. Bulevardul Mircea cel Bătrân, deși s-au alocat bani în bugetul municipal, nu a fost extins. Strada Mesagerului, deși s-au alocat bani în ultimii 4 ani de zile, nu a fost construită. Strada Industrială, deși s-au alocat bani în ultimii 4 ani de zile, nu a văzut nici măcar un studiu de fezabilitate să vedem costurile reale pe cât o să coste bugetul municipiului Chișinău această stradă. Nu se poate face într-un an. E greu să o faci în 2 ani. Dar în 4 ani, cu o viziune și cu o prioritizare, tu puteai să ieși cu proiecte de infrastructură mari pentru care să iei credite. Dar e mai ușor să iei credite, să ne bați pe toți în datorii pentru ratingul tău politic, făcând borduri și trotuare. Și asta este trist, pentru că trebuie să înțelegem că noi toți vom întoarce banii care îi împrumută Ion Ceban. Toți. Și eu și copiii mei. Eu am mai zis, eu tare mă bucur și eu mă mândresc cu faptul că și în 2023 candidatul Ion Ceban, fostul primar al municipiului Chișinău, se laudă cu proiectele inițiate de mine și de echipa mea în 2018. Și-a făcut campanie în 2019 pe grădinițele pe care le-am construit eu cu echipa mea când eram la primărie. Acum, în 2023, o să vedeți fix aceleași grădinițe. Nimic nou. Nimic nou. Eu m-aș fi mândrit și m-aș fi bucurat primul dacă unul măcar din podurile care sunt în municipiul Chișinău s-ar fi reparat în 4 ani de zile, pentru că am fost primul în 2018 care am făcut studiul de fezabilitate la toate podurile. Expertiza. Și a arătat că gradul de uzură este de 75% la unele, la altele de 80%. Vreun pod în 4 ani de zile s-a făcut? Vreun proiect mare de infrastructură s-a făcut? Toate proiectele mari care s-au făcut în campania prezidențială a lui Igor Nicolae Dodon, când Ion Ceban
E raportat săptămânal și vrea să-l facă președinte. Albișoara de 120 de milioane de lei e singurul proiect mare care s-a făcut în municipiul Chișinău. Și tot nu din bugetul municipal, dar din bugetul de stat. Pentru că tare îl ajuta atunci pe Igor Dodon să devină președinte. Și tot atunci a zis că va fi primarul tuturor, dar și-a luat concediu și s-a dus să susțină candidatul pe SRM la Bălți. E ca asta. Și asta nu este administrare. Și asta nu este dezvoltare. Asta nu este viziune. Asta nu este înseamnă să fiu pentru toți și să fac lucrurile în Chișinău. Multe lucrări s-au făcut în orașul Chișinău cu un conflict de interese. Foarte mare conflict de interese și la fiecare solicitare din partea mea și a colegilor mei să ne prezinte care sunt filantropii și sponsorii municipiului Chișinău ca să le zicem mulțumesc. Nu am primit niciun răspuns. Dar s-a făcut conflict de interese atunci când s-au dat unele porțiuni de parc, de scoar, unele porțiuni de trotuar să se repare de către niște companii de construcții, după care, alături de scoarul respectiv, au apărut autorizația de construcție din 25 de nivele. Și asta este un conflict vădit de interese. Asta este încălcare vădită a legii. Pentru că legea obligă primăria municipiului Chișinău ca instituție publică să facă publică informația cine sunt donatorii primăriei. Ion Ceban este un politician de nota 10. Și pe această cale vreau să-l felicit. Pentru ambițiile politice, ne cunoaștem de mulți ani. Dar am avut și eu o rază de speranță atunci în 2019, când a promis că se lasă de politică, că iese din partid, că va face administrare pentru municipiul Chișinău, că va fi primarul tuturor. Politică s-a făcut 4 ani de zile. Politică ping-pong între primărie, un minister, primărie, un guvern, primărie. Am fost șantajați că vom rămâne fără apă. Am fost șantajați că Ministerul Culturii nu-i dă autorizare pe 31 august. Am fost șantajați că nu știu cine nu-i extinde autorizația pentru lucrătorii de la podul Mihai Viteazu. Am fost șantajați că nu primește certificat veterinar pentru sterilizarea maidanezilor. Neorlăială, 4 ani de zile și arătat cu degetul. Și ca politician, asta e perfect. Ca administrator, care noi trebuia să avem o viață mai confortabilă în municipiul Chișinău, nota 0. Și eu cred că lucrurile astea trebuie să se termine. Și noi, cei de la blocul electoral Ruslan Codreanu, având o experiență de administrare și v-am arătat vouă tuturor cum pot fi administrat bugetul municipiului Chișinău, din banii noștri, fără împrumuturi, vom administra orașul Chișinău în interesul fiecărui locuitor al municipiului Chișinău. Ne vom concentra atenția pe proiecte mari de infrastructură. Vom face așa încât oamenii în Chișinău să fie mai educați, mai sănătoși și mai înstăriți. Chișinău astăzi este cel mai sărac oraș din regiune. Și noi trebuie să înțelegem asta, noi suntem cel mai sărac oraș din regiune. Nu vorbesc de capitală. Noi suntem mai săraci decât Odessa unde e război. Și asta este atribuția directă a primarului general. Eu am să vă dau doar câteva cifre. Din raportul Curții de Conturi, ca să înțelegem despre ce vorbim, pentru că așa cum v-am obișnuit mereu, nu desenez cifre din pot și cu pixul. Raportul Curții de Conturi, auditul primăriei pentru anul 2022. Citez. Primarul general al municipiului Chișinău a dispus redistribuirea alocațiilor aprobate de către Consiliul Municipal pentru reparația capitală pe obiective concrete, pentru cheltuieli curente și ceea ce contravine prevederilor articolului 26 alineat 1 din legea numărul 397. Asta știți ce înseamnă? Asta înseamnă că Consiliul Municipal, atunci când a aprobat bugetul, a aprobat concret suma pentru proiecte capitale, reparația capitală a obiectivelor. Asta e Mircea cel Bătrân, asta e Mesager, asta e industrială. Primarul a luat bani de la obiectele respective și le-a dat pentru trotuare. Și a încălcat prevederile legii. Tot din raportul Curții de Conturi, o altă cifră interesantă ca să ne arate cum a gospodărit acest oraș primarul Ion Ceban. Citez. Se relevă că circa 57% din procurări, adică 746 de milioane de lei, au fost efectuate fără aplicarea procedurilor reglementate de legea 131, ceea ce indică netransparența și respectiv riscul de ineficiență a achizițiilor efectuate. Și mai departe, Curtea de Conturi citează.
situația în cauză scoate în evidență o lacună normativă, lipsa unei sancțiuni directe pentru neaplicarea legii menționate. Înțelegeți? E că așa au fost cheltuit bani în 2022. Și uitați-vă la cifre pe buget. Am aici două anexe. Anexa la decizia Consiliului Municipal pentru aprobarea bugetului 2021. Anexa la decizia Consiliului Municipal pentru aprobarea bugetului 2022. Împrumuturi interne și externe în 2021, 1 miliard 230 de milioane. 2021. Rambursarea, adică ceea ce trebuie să întoarcă primărie băncilor comerciale, în 2021, 33 de milioane de lei. Rambursarea împrumuturilor interne în 2022, deja 87 de milioane de lei. În 2023, știți că trebuie să întoarcem la băncile comerciale? Deja 128 de milioane de lei. Și astea sunt documente oficiale, decizia Consiliului Municipal, aprobate, la buget, și cifrele sunt publice. Ele pot fi găsite. Deci datorii, noi numai creditele care le-am luat la băncile interne, pentru 2023 deja sunt 128 de milioane de lei. Și asta este trist. Eu vreau să vă mulțumesc. Și tot ce vreau eu să vă rog, e să fiți informați. E să fiți informați pentru că informația este putere. E să fiți curioși și să întrebați și să puneți întrebări pentru că mulți dintre noi, concurenți electorali, promit că vor face, dar trebuie să venim cu mesajul ce concret vom face, de unde vom lua bani și cum vom eficientiza noi cheltuielile noastre, în primul rând, ca să dăm exemplu la alții. Primăria Municipiului Chișinău trebuie să devină un model de administrare și noi, Blocul Electoral Ruslan Codreanu, știm cum să administrăm. Avem experiența în spate de administrare. Pe lângă studiile pe care le avem, noi am creat echipe, am condus echipe și am gestionat bugete. Și noi suntem buni în asta. Pentru că noi suntem alături de oameni, împreună cu oamenii și pentru oameni. Pe 5 noiembrie votați Blocul Electoral Ruslan Codreanu. Votați echipa Blocului Ruslan Codreanu pe 5 noiembrie, care este cu cifra 4 în buletinile de vot. Eu vă mulțumesc și vă doresc tuturor o zi frumoasă.